Ovidiu Drâmba din cartea Leonardo da Vinci. Religia lui Leonardo era religia muncii, străduința continuă, întru căutarea, înfăptuirea și lauda acelei sfinte treimea sa pe care o formau adevărul, binele și frumosul. Legea superioară a existenței umane este acțiunea creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care ne prelungește existența și după moarte. A lucra însă cu pasiune nu înseamnă numai decât a lucra perfect și artistul deplin mulțumit de opera lui este, după părerea lui Leonardo, un artist mediocru. Fără permanent scepticism, creator, nu există progres. Pictorul ce nu se îndoiește de sine progresează puțin, spune el. Cine nu se îndoiește, câștigă puțin. Mulțumirea de sine este piatra de mormânt a creatorului. Voia să facă prea multe. Și de aceea nu termina niciodată nimic. Vasari despre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Experiența este mama oricărei certitudini. Puțin înzestrat e elevul care nu-și întrece maestrul. Judecata unui dușman este adeseori mai justă și mai folositoare decât aceea a unui prieten. La oameni, ura este aproape mai profundă decât iubirea. Privirea celui ce urăște este mai pătrunzătoare decât privirea celui ce iubește. Un adevărat prieten este unul și același lucru cu tine însuți, dar dușmanul tău nu-ți este asemenea ție și asta e ceea ce face puterea lui. Ura luminează multe lucruri care iubirii îi rămân ascunse. Adu-ți aminte de lucrul acesta și nu disprețui criticile dușmanilor tăi. Nădejdile ne înșală, timpul ne trădează, moartea își râde de grijile noastre. După cum o zi bine întrebuințată dă un somn bun, tot așa o viață bine folosită dă o moarte fericită. Leonardo da Vinci.